Bună ziua, dragilor! Azi o zi specială pentru mine, 22 februarie 2020. Laura îmi spune că sunt atacat pe la spate de un dușman. Avem acest guscan aici, în stupină. Ăsta îmi păzește mie stupe aici. Și de ce zic că e o zi specială? Fix în urmă cu 12 ani, pe 22 februarie 2008, postam primul film pe YouTube. Deci nici nu m-am gândit că acum 12 ani, în 2008, uite că o să ajungem și astăzi să filmăm. În această locație am făcut filmul, deci a fost în pavilionul ăsta, care momentan nu este populat. Era un film în care dădeam la strop niște turte din Grecia. Cu un aparat de fotografiat, în sfârșit am făcut un film. O să-l repostez. Este acolo, chiar primul pe canalul meu. Azi am revenit pe vatră aici, am făcut curățenie, am făcut oglinda stupilor, deci am greblat tot. Ne-au venit și niște găini în ajutor aici să mai curățe, pentru a avea foarte, foarte curat. Aici, în momentan, aici avem numai roi de anul trecut, în stupină. Și vino, Ștefane, pentru că multă lume vorbește de fel și fel de regine, de probleme. Avem și marele avantaj că aici suntem în buza pădurii. După cum vedeți, suntem înconjurați de pădure. Din cauza asta avem și multe frunze și facem și foc. Avem ce foc să facem mare. Hai să ne uităm și în câțiva roi. Dacă filmezi mai de aproape, o să vezi că pe mai multe lăzi scrie ICDA. Sunt regine de la ICDA, iar în cei în care nu scrie regine de la ICDA, cum e aici, vedem, da? ICDA, spre exemplu. Unde nu scrie ICDA, sunt reginele mele. Uite la fel, cred că sunt undeva la vreo 20 de regine. În ianuarie, cred că sfârșit de ianuarie le-am dat o turtiță proteică. Momentan nu le-am mai dat nimic, practic nu am avut timp să vin pe la ei. Și numai așa puțin, că nici eu nu știu ce avem pe aici. Le-am făcut împachetarea. E făcută completă. Hai să vedem. Eu ce aici, bubuie de albină. Mult hulitele regine. Torta nu mai există pe aici. A și crescut faguri. Da. Uite-te ce aici. Așa trebuie. Trebuie să intervenim cu altă tortă și bineînțeles să merge foarte bine în această perioadă și siropul la pungă. Ce sunt bucuros. Uite, este mai slăbuț puțin, te vezi? Da, eu dăm aici. A, hai să mâine salbinile. Okay. Așa. Ne alături. Vom veni și cu sirop la ei. Sunt toți în viață, deci aici cred că am 49 de roi. Toți sunt prezenți la datorie. Sunt prezenți la datorie. Eu. Aha, deja se repune. Nu, să nu se repune. Deja explic. Aici, astea trei au fost de Igda. Hai să ne uităm, Ștefane, ia, acum... Ne permite vremea. Hai să vedem și de la noi. Trăsila noastră. Ce avem și de la noi. Bun. Stai. Nu merge, că nu avem fum. Ei, ce se întâmplă? Nu zboară, dar temperatura afară este destul de... Păi sunt 10 grade. Da, sunt undeva la 10 grade, dar noi avem o albină care nu zboară așa oricum. Uite, ăsta e mai bun. Adică îmi place că nu se ridică, am mâncat tortița. Ia, da, și rămâne. Da, și stă cu minte acolo și își vede de treaba lui. Acum am luat toată bateria, ca să nu... Da, vom interveni și cu sirop, păi, și... Până, având în vedere că sunt regine de anul trecut, până la salcâm.
Bubuiul. Bubuiul, uitați, au perfect, tot ce le trebuie. Până la salcăm, o să fie super ok. Asta e treaba, că eu pe la vatra asta nu prea am timp eu așa să trec cât ar trebui. Urmează să facem curat frumos, pavilionul vom muta puțin mai în față și îl vom popula cu stupi orizontali. Lucrăm încet, încet. Asta e de sezon, trebuie să curățăm și vetrele ca să fie frumos, să meargă toată treaba super, super ok. Am avut noroc, practic, că nu a fost o iarnă. Ia uza ce se vede. Supărat. Deci nici nu se mai văd turtele. Turbo, turbo. Eu te-o pun în spate. Nu, no, nu, no, e frică cu ăștia. Da, dar sunt perfect. Deci nu. Și zroi. Da, bineînțeles, dar să roi. Bine, deja nu cred că mai numești roi. Bine, dacă aș fi avut eu timp să stau așa cum trebuie de ei, poate erau și mai dezvoltați. Dar pentru noi este super, super suficient. Deci, sunt bucuros că după 12 ani, ce vreau să spun, că mulți din urmăritorii mei acum 12 ani practic nici nu aveau stup, nici nu aveau nicio legătură cu albina. Astăzi sunt apicultori, firmele mei, mulți mi-au spus că firmele mele i-au ajutat, i-au motivat să meargă mai departe în această aventură numită apicultură. Dragilor, vom veni în continuare cu mai, aici fiind în zonă de deal, sunt niște concursuri de ATV-uri și motoare. Aole, ia Ștefane, ia uite, nebuni. Ce să facem? E zona de off-road aici, în munte, dar ne cam vrează acum, dar sunt frumoși. Da? Da. Aici la Râmnicu Sărat, deci bineînțeles, în zona Râmnicu Sărată, se organizează niște festivaluri de-astea off-road pe aici. Vin din toată țara, da. Și merg chiar prin pădure pe aici, un drum forestier pe unde se învârte așa în jurul orașului. Și se plimbă. Avem zonă bună, aluna înflorită. Ce îmi pare bine, cornul. Cornul a început să îngălbenească. Dacă vremea ține cu noi, în curând vom avea polen de la corn. Tu te simți împlinit așa? Deci mă simt în 12 ani așa. 12 ani? Deci poate acum 12 ani. Bine, păcă că am mai pierdut din trenări. Nici nu mi-echipuiam eu că o să fiu aici. Am avut și părți bune și părți mai puțin bune. Am trecut și prin momente grele. Nu pot să uit momentele când făceam filmele cu răpusatul meu frate, cu Florin pe aici. Da, aici. Făceam acele filme frumoase, extraordinare. Da. Am avut filme în zăpadă. Practic la data asta aici era o zăpadă foarte mare. Acum, uite, din păcate, n-am avut niciun gram de zăpadă în stupină. Iarba e verde, că de-aia au și venit gâștele astea să mănânce, pentru că, uitați, am greblat și iarba este deja mare și frumoasă. Dar ce să facem? Viața merge înainte și sperăm ca și peste încă 12 ani da, chiar. Să ne întâlnim aici la vatră. Oricum și aici voi face ceva frumos pentru apicultură. Vă las că urmează acum să vine altă serie. Ia uzei de motoare. Asta, pădurile patriei sunt bune de off-road. Vă doresc tot binele din lume și ca și mine să vă văd în filme, să aveți 12 ani vechime pe YouTube. Și ce vă mulțumesc, că urmează luna asta să împlinesc 100.000 de vizualizări în 4 săptămâni. Înseamnă că interesul pentru mine este destul de mare. Pentru un segment așa de mic de follower, să ai 100.000 de vizualizări în 4 săptămâni, cred că e ceva. Mă apropii de 8.000 de abonați. Și cu asta nu rămâne decât să vă urez tot binele din lume și peste 12 ani să mai facem încă un film la fel de frumos. Mamă, ce tare merg! Ce tare merg! Aceste motoare uriașe ce trec prin spatele lui Ștefan ar vrea și el să le vadă toată această sute de motoare ce trec pe lângă noi. Nu, astea sunt ATV-uri și buggy-uri și toate alea. Așa că cine e pasionat de motoare să caute pe net. Numai bine, dragii mei!